Povestea livrării unei scrisori care a oprit un angajat FedEx pe traseu a devenit virală. Cu 3 ani în urmă, când a întâlnit o femeie al cărei soț fusese bolnav de cancer, Amanda Regan și-a continuat traseul, însă a simțit că domnul i-a pus pe inimă să se întoarcă și să se roage cu acea femeie. A făcut-o și întâlnirea a schimbat viața ambelor femei. Mă rog în fiecare zi ca Domnul să mă folosească. Dar când El încearcă să vă folosească, să vă cheme, voi răspundeți chemării? Să răspundeți chemării. Amanda a mai adăugat că Dumnezeu caută mereu căi de a ne folosi pentru a face lucrarea sa și pentru a încuraja oamenii să accepte chemarea sa, chiar dacă e vorba de compasiune. Alpha Omega.